Timișoara a făcut 13 ani de închisoare politică. Într-o primă etapă, pentru că nu a acceptat să-și dea de prietenă, securitate. A doua oară a fost arestat în 1956 cu mișcările de protest din Ungaria, fiind acuzat subminarea regimului comunist de România pentru că a vrut să organizeze o manifestație de solidaritate cu tine maghiari. A fost condamnat la moarte, iar după 6 luni de așteptare în Casinca, celulele de exterminare de Răzlava, pedeapsa a fost schimbată în 25 de ani. A fost prieten în bun cu arestare și a sunat consulul la casă în Georgia pe Vintul Cearua, care i-a tradus câteva cărți. Bine, mulțumesc! Așa, în primul rând, zic și eu ca și Bobiță, judecătorul care a tradus filmul, numai pentru mine merită și alții aplauze, dacă țineți neapărat să aplaudați. Dar ce-aș fi vrut să vă întreb, nu vă pare rău că ați fost și ați văzut filmul ăsta în seara asta, da? Ce-aș mai putea spune? Sunt atâtea de spus despre ce am voia și despre state, încât ar fi bine să le citiți și cărțile pe care, mă rog, le-am făcut și noi cum am putut. Ce-aș vrea să spun eu și ce n-au spus ceilalți este că cum i-am cunoscut pe ăștia amândoi, în sfârșit. După pușcărie, când și Ceaboa era liber și au restat liber, și eu liber, au restat de mi-a povestit că prizonier, cum fusese și a fost luptător pe frontul de răsărit, începând din 41 până în 44, când a căzut prizonier după Stalingrad, și după aceea, în 15 ani de prizonierat, cât a stat Aurel State în Rusia, până la lagările astea le-a cunoscut și pe Ceaboa Miregibi. Adică la Norilsk, unde se pregătiseră grevele astea de care vorbea și în film, cei care le-au declanșat greva a fost grupul de români, printre care State a fost și el unul dintre promotori. Și după ce au declarat prizonierii de război condamnați în Rusia greva respectivă, vestea s-a lățit și între ceilalți deținuți, fiindcă acolo erau amestecați politici cu dreptul comun și Ceaboa de partea cealaltă politicilor, tot atât ne-a stâmpărat ca și Aurel State, i-au organizat și pe aia și în sfârșit s-a ajuns la protestul ăla destul de mare, de care a luat cunoștință și Moscova și după aceea a început, mă rog, eliberările respective. Eliberat fiind până la urmă tot după aceste greve și Ceaboa, care împlinea atâția ani de pușcărie și de evadări și de nu știu ce, și Aurel State, care după 14-15 ani de prizonierat, nu știu cât a fost, în 44 până în 57, a venit și el în țară. Și Aurel State, spre deosebire de Ceaboa, a intrat în pușcărie. Un pic a fost liber până încerca să se înscrie la facultate. Și după aceea a fost din nou arestat și pentru ceea ce fusese condamnat în Uniunea Sovietică, așa zise, crime de război, împreună cu toți generalii și cavalerii, mă rog, Mihai Viteazu, fuseseră toți condamnați și care lupta să ne răsărită a criminal de război. E, așa a fost și Aurel State și în România, după venire, după 57, pentru un pretext de organizare aici a celor care au făcut greva de la Norilsk, de care se vorbea și în film, și încă alte multe lucruri, a fost condamnat din tot grupul cu
Aurel State. Ce important în chestia asta este că, spre deosebire de Ceacua, vedeți, la anchetele la care a fost supus Aurel State după venirea din prizonierat, Aurel State a făcut un gest obligat fiind, adică întrebat fiind, că de obligat, degeaba l-a obligat, să spună numele celor cu care au organizat grevele în Rusia, au organizat aici diversele grupuri cu discuții, cu nu știu mai ce acte de așa zisă uneltiri împotriva orânduirii socialiste, au restat în loc să răspundă la toate chestiile astea, de aici de la Uranus, s-a aruncat de la etajul, de pe clădire, s-a aruncat și a căzut, l-au luat, eram prin anchetă, l-au luat, bineînțeles, cu targa de acolo de jos, l-au împărcat în spital, avea 180 de fracturi în tot corpul. N-a murit, a stat vreo 8 luni de zile în comă și ulterior, întrebându-l ce s-a întâmplat în coma asta, spuneam un lucru. Deci, nu puteam să mai suport să spun numele cuiva, că spusul unui nume înseamnă arestarea lui. Ei, ca să acopere toate poveștile astea, spunere de nume, m-am aruncat de la etaj. Păi și zic, totuși, e un act necreștinesc. Deci, l-am făcut cu gândul că mai bine să sufăr eu decât să suferă alții. Și cum a fost Aurel? Și spunea, zice, în cădere, totuși am avut și eu un noroc, despre care vorbea și Ceaboa Milegic. Zice, o aripă de înger, parcă m-a împiedicat să cad cu capul înainte, cum aș fi vrut eu, și am căzut pe o parte. De-aia și fracturile multiple. Și zic, după aia ce a fost? Asta-mi povestea și mie și a fost și alților. Poate că, sfârșit, s-a mai găsit cineva ca să-și aduc aminte de asta. Și mă zic, ce-a mai fost? Bă, zice, știi ce-a fost? Parcă m-am dus așa în sus sau în jos sau nu știu unde, zice, și mă duc în fața unui consiliu de bătrâni, de bărbi, de albe, de nori, de ce era, și zice, o voce a spus unor altora care stăteau acolo, zice, păi, nu e timpul lui, zice, duceți-l în jos, că mai are de trăit în sfârșit. Asta a fost momentul foarte interesant al lui Aurel State. Și după aceea, în orice caz, așa a revenit Aurel State din toată starea respectivă. Erau să-l condamne la moarte și l-au condamnat chiar la muncă silnică pe viață. Ei, a stat în aiut până în 64 și în 64 am ieșit și ne-am continuat viața noastră. Ne-am înscris el la germană, eu la franceză și ca profesor, ce m-am gândit într-adevăr, să mai spun povestea și altora și cei pe care ați văzut difilent pe aici. A fost cei pe care i-am prezentat și lui Aurel State și lui Ceaboa, și Ceaboa Amiregimii, povestindu-i despre ce și cum am fost în România. Trebuie să vă spun că eu în 1976 am intrat în lumea scriitorilor și m-au trimis toată în Rusia și știam din poveștile la Aurel State, dacă ajungi vreodată prin Rusia, vezi că e un nume, Ceaboa Milegibi, un prinț așa gruzit, mi s-a dat să-l întâlnesc și să-l cunosc, să vorbesc cu el și urmă l-am invitat și eu și pe Ceaboa Milegibi să vin aici, în România. A venit, m-am plimbat cu el până toată țara, bineînțeles, cu oblăduirea Uniunii Scriitorilor și a securiștilor de care Dumnezeu să-l ierte pe fulga, zice, lasă, cum să se spună multe despre asta, dar noi suntem obișnuiți. Și cu ocazia plimbărilor ăstora, i-am prezentat pe cei doi și
Crainice, între care a fost lui Adolf, Vasile Marian, zis Răzvan Codrescu, pe mă rog, tot din Tibere. Mă rog, numele a luat omul și un pseudonim. Lui domnul Popescu, zis Bobițu, și lui Ancuțicuțicuțica, și multor actori, mă nimănești. Toate ca s-ar spune decât despre cei doi eroi ai cărților respective, o sugerez să căutați să le citiți măcar, știu, o carte de Aurel Sate și cealaltă de Ceaboame Regibi. Ceaboame Regibi are și el două cărți pe care le-am tradus, are el mai multe în Rudea, dar n-am putut să le fac pe toate. Ce aș mai fi vrut să zic că, întrebându-l de pe Aurel, zic, măi, cum de totuși ai scăpat din atâtea? Mă, el zice, nu știu, am avut noroc, ca și cea cu oamenii Egipti. Dar ducându-mă la Câmpul Lung, în locul unde, la Godeni, în locul unde s-a născut, am descoperit-o pe mama sa. Săracă o bătrână, a murit și asta în 82, cu un an înainte de a muri Aurel Sate și am făcut o legătură. Undeva zicea Aurel Sate, poate și rugăciunile mamei mele m-au ținut, dar am scăpat prin atâtea, prin lagăr, pe front și afară. Cred că a fost așa, că după ce a murit mama asta și nu s-a mai rugat nimeni atât de fierbinte pentru el, a murit și Aurel. Bun, și sunt atâtea povești și atât de interesante cât, da, două ore numai. Și veți afla. Mulțumesc, super.